Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu prea avem noi șosele pe care să circulăm, dar măcar avem benzină. Eu n-am înțeles-o niciodată pe asta, mă iertați că fac o paranteză. Cu gabaritic. Exact. În ce sens? De ce îi zice etimologia acestui cuvânt? Gabaritic e legat de greutate. Ăla e foarte greu. Și ar te aștepta să fie super gabaritic, extra gabaritic, ultra gabaritic, cum vrei tu. A gabaritic mă duce cu gândul că e ceva foarte ușor, așa, deci, da. Septic, aseptic. Exact. Fon, a fon. Vezi? Uitându-mă la tine, nu-mi dau... Tu ar trebui să știi ce înseamnă a gabaritic. Vezi? Să dăm căutare cu a gabaritic. Nu știu ce înseamnă, dar sună prost, adică nu te duce cu gândul acolo. Să cercetăm. Băi, a gabariticule. Băi, a gabariticilor. Băi, a garicilor. Niște agarici, a gabaritici, da. Da, păi să apuce pe pasajul Mogoșoaia acum, cu a gabariticul, că... Mama. El prăbușește, nu cred că e bine. Nu cred, mă, e rezistent. Bă, dar serios, acum lucrurile trebuie puse în context. Vedeți, noi ne plângem, noi avem probleme mici. Ne plângem că un pasaj, că n-a fost făcut la timp, că suntem niște cărcotași mici. Alții au probleme mult mai mari. Rolando, de exemplu... Ronaldo. Cristi. Da, Cristi. Cristi. Așa, de la Manchester United, cred că trebuie să-și ia bicicletă sau trotinetă. Mamă, ce m-aș distra să-l văd pe Ronaldo pe trotinetă prin oraș, ducându-se la meci. Că de la Brexit se întâmplă o grămadă de necazuri. E chiar nasol. Ronaldo a rămas fără benzină. Mă rog, mai precis șoferul. Dead. A stat numai puțin de 7 ore cu Bentley-ul la coadă la o benzinărie pe ploaie. Săracu. Cum și stătea și... vecinul cu Dacia 1300 petrol. Și cred că avea și portbagajul plin de peturi. Da, cred că a păstrat pungile de un leu să-și mai ia niște benzinică. Deci a stat 7 ore cu Bentley-ul la coadă la o benzinărie și a plecat fără să prindă rația. Săracu. Serios. Deci șoferul pare să fie aflat ca și alți britanici disperați din zona respectivă. Zvonul că la benzinăria cu pricina a urmat să vină un camion cisternă cu combustibil. Nu mă zici că este un Mad Max. Da, mă, da. Și toți au dat năvală la benzinărie și s-au pus la coadă cât de cât și au așteptat să vină camionul. Cum aștepta tata bananele. Odată la 2 ani, da. Mama, am prins odată niște 6 banane verzi. Cred că am mâncat 2 luni din ele. Le-a pus pe tata pe șifonier, le-a prins, da, pe ziare, pe teren și până s-au copt. Și știu, mai țin minte că odată, în alt an, fericit, a prins banane, erau negre de coapte ce erau, că așa probabil că așa au trimis africanii, s-a rătăcit transportul, ceva de genul ăsta. Și atunci tata le-a adus, nu erau de mâncat, adică practic nu puteai să le ții în mână. Și atunci a făcut lichior de banane. Era ceva îngrozitor. Dar s-a recuperat tot. Bun, revenind la Ronaldo, n-au lăsat sacoșa, nu știu ce au făcut acolo. Nu știu dacă ei au capacitatea de organizare pentru astfel de situații, când stai la coadă și nu vine marfa. Adică Ronaldo are copii? Să-i trimită pe aia mici cu sacoșa exact, la coadă, da. Cum se făcea, și să vadă, să ocupe toate benzinările, plus că trebuie făcută rețeaua aia, să se sune între ei. N-au nici infrastructura, n-au sticlele aia de lapte, să le, adică nu, chiar nu sunt pregătiți pentru asta. Asta e, vezi, dacă au dat afară românii, polonezii, toți ăștia europenii de acolo, acum nici nu mai au background-ul și pe informația necesară. Mă uimește că sunt foarte docili englezii. Ai văzut? În Europa se protestează din orice. Eu acolo n-am văzut imagine, adică te-ai fi așteptat. La noi? Dacă n-ar mai fi benzină. Dar ce, noi suntem în Europa? Totul până la benzină. Deci dacă n-ar mai fi benzină în România, zic eu că ar fi revoluție. GPL, tată. Sau GPL mai exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.